Bine v-am regăsit, dragii mei, la o nouă etalare interactivă. Haideți să facem astăzi, cum v-am obișnuit, etalarea pe perioade. Pentru perioada, de data asta vom face pentru perioada 22 decembrie, 4 ianuarie. Bun, să vedem ce vă așteaptă în această perioadă în dragoste. Țin să precizez că acest video este valabil și pentru doamne și pentru domni, și pentru cei care sunteți despărțiți singuri sau încă într-o relație. Bun, am pus trei pietricele. Va trebui să vă alegeți una dintre cele trei. Prima, jadul bătrân. A doua, ochiul de tigru. Și a treia, piatra... Haideți să îi spunem piatra galbenă. Bun. Vă voi lăsa câteva secunde să vă gândiți foarte bine la situația voastră, la persoana iubită, la relația voastră înainte să alegeți. Bun, haideți să vedem, să începem cu prima etalare, prima pietricică, jadul bătrân. O să-l punem aici. Haideți să vedem pentru cei de la grupul 1. Ce vă așteaptă în dragoste? Pentru cei care sunteți despărțiți sau singuri. Voi vorbi prima oară despre voi. Bun, haideți să punem trei cărți pentru cei care sunteți despărțiți. Și acum, ce vă așteaptă pe cei de la grupul 1 în dragoste, în perioada 22 decembrie, 4 ianuarie? Deci cei care sunteți în cuplu, încă căsătoriți. Acum, pentru cei care sunteți într-un cuplu sau sunteți căsătoriți. Bun. Și cu aceste cărți vom clarifica fiecare situație. Bun, vom vorbi prima oară despre cei care sunteți despărțiți. Pentru cei care sunteți despărțiți, se pare că ați fost mințiți. Ați pierdut ceva foarte drag. Poate că mulți dintre voi ați investit multe sentimente, dar ați investit și ceva material în persoana respectivă. Ați investit timp, ați investit bunuri, pur și simplu a fost o pierdere foarte mare pentru voi această despărțire. Clar este că persoana de care ați întrebat, de care v-ați despărțit, este o persoană puțin cam oportunistă, o persoană cam interesată. Cam ăsta este scopul. Sentimente de dragoste nu prea văd. Mai mult pot să spun că este o persoană care se știe cumva public că a mai avut astfel de relații și că a mai făcut astfel de lucruri. Cumva are o reputație destul de proastă. Cumva ați fost anunțați sau preveniți înainte să începeți o relație cu această persoană că nu este potrivit sau potrivită pentru voi. Dacă așteptați ca această persoană să se schimbe, haideți să clarificăm cărțile să vedem ce se va întâmpla în această perioadă. Dacă va reveni la voi, dacă va fi schimbat sau schimbată, haideți să vedem, să ne clarificăm pentru situația celor care sunteți despărțiți sau singuri. Clar, această persoană o să vă caute. Să știți că veți fi căutați de această persoană. Va exista în sufletul vostru, în momentul de față, este foarte multă tristețe, dar este și resemnare. Cumva știți că această persoană este foarte greu să se schimbe. Știți că această persoană v-a creat o mare, un mare gol în suflet și cumva parcă și știați în momentul în care v-ați cuplat cu această persoană că veți sfârși în felul acesta. Bun, da, clar, această persoană este posibil în multe dintre situații să fie o persoană căsătorită sau implicată într-o altă relație, pentru că văd această carte, dar această persoană vrea să se distreze, această persoană n-are niciun fel de suferință în momentul de față, această persoană se va întoarce la voi în această perioadă, la fel de fals sau de falsă,
Dar primind din partea voastră, văd și o persoană foarte agresivă care este ag foarte agresivă verbal, foarte autoritară, o persoană destul de impunătoare. Va primi din partea voastră foarte multe reproșuri, foarte multe. Sunteți foarte furioși și această persoană este foarte furioasă. Vă spun că mai mult voi sunteți triști decât furioși, dar sunteți și furioși. Dar această persoană este furioasă pentru că simte că odată cu dumneavoastră a pierdut și oportunitatea de a avea niște beneficii financiare. Bun, pentru cei care sunteți despărțiți, este clar că această persoană se întoarce la voi. Stați fără nicio grijă. Această persoană revine unde este cald, însă ține doar de voi în această perioadă. Dacă vreți să mai luați această persoană cu voi și în 2020, eu vă sfătuiesc să nu. Bun. Haideți să vedem pentru cei care sunteți încă într-un cuplu sau căsătoriți. Mulți dintre voi sunteți la distanță unul față de celălalt. Cumva relația voastră, la mulți dintre voi, probabil că vă gândiți la un divorț, vă gândiți să finalizați această relație. Nu mai aveți stabilitate în această relație. Văd că a intervenit pentru foarte mulți dintre voi rutina, monotonia, persoana iubită nu vă mai acordă atenție, persoana iubită, poate mulți dintre voi sunteți la distanță, munciți foarte mult, iar această persoană nu vă apreciază suficient de mult. Este clar că pentru voi, cei care sunteți într-un cuplu în această perioadă, veți stagna foarte mult, în sensul că relația voastră nu o să evolueze mai bine, din contră, veți decide să punți acestei relații sau căsnicii. Pentru cei care aveți căsnicii de foarte mulți ani de zile, aveți două variante. Ori să mergeți în paralel, pentru că văd că mulți dintre voi v-ați găsit o relație extraconjugală, să mergeți în paralel să vă faceți pofta sufletului și să stați în această relație doar pentru că aveți copii sau responsabilități sau obligații, chiar dacă nu mai iubiți această persoană sau chiar dacă nu mai este absolut nimic acolo. În perioada aceasta, în 22 decembrie, 4 ianuarie, văd că veți avea de luat o decizie, veți lua o decizie. Mulți dintre voi nu veți lua nici măcar decizia asta de a face lucrul ăsta. Veți lua decizia de a finaliza această relație. Mai văd o situație în care mulți dintre voi ați fost înșelați. Chiar dacă partenerul revine și spune că îi pare rău, cumva este prea târziu. Voi nu mai aveți sentimente pentru el sau pentru ea. Bun, hai să facem și o clarificare pentru cei care sunteți căsătoriți sau încă într-un cuplu de la etalarea numărul 1. Dar clar, voi sunteți persoane foarte fidele, foarte implicate, v-ați implicat foarte mult în relația asta, speranța la voi nu moare niciodată. Vreți să sperați până în ultimul ceas că această situație se poate schimba în bine. Clar au fost și interese de bani și probleme cu banii. Clar cineva a fost interesat de bani aici, se pare că la etalarea 1 despre asta este vorba. Sau cineva pur și simplu a profitat de voi în sensul în care chiar și fiind partenerul sau partenera voastră oficială, voi ați muncit foarte mult, iar această persoană s-a bucurat de roade. Adică voi puteți să fiți undeva la distanță, într-o altă țară să munciți, trimiteți banii acestei persoane, iar această persoană s-a relaxat, a folosit banii în alte scopuri și pur și simplu nu v-a respectat de niciun fel. Da, pentru doamne aveți foarte mare grijă pentru că aveți de-a face cu cineva care nu este deloc sincer. O persoană care vă înșeală. Și văd că discută cu această persoană prin mesaje. Este ceva de foarte mult timp, știți, ați văzut urme, ați investigat, ați pur și simplu ați descoperit despre ce este vorba. Veți suferi, va fi un mare scandal, un mare dezastru, dar veți alege să plecați definitiv din această relație. Din păcate, pentru etalarea numărul 1, nu am foarte multe vești bune, dar puteți să faceți situațiile în așa fel încât să cădeți voi bine prin a finaliza aceste lucruri care nu mai au ce căuta în viața voastră. Bun, haideți să trecem la etalarea numărul 2. Sper că v-a plăcut și că v-am fost de ajutor.
să punem pietricica aici. Ochiul de tigru, o să punem aici. Deci să amestecăm cărțile foarte bine înainte. Bun, haideți să vedem pentru cei de la grupul 2, pentru cei care sunteți singuri sau despărțiți, ce vă așteaptă în perioada 22-4 ianuarie în dragoste. Bun, și pentru cei care sunteți într-un cuplu sau căsătoriți de la etalarea numărul 2, ce vă așteaptă în 22 decembrie, 4 ianuarie, în dragoste? Vom face și clarificarea apoi. Bun, pentru cei care sunteți despărțiți, în special pentru doamne, aveți de-a face cu un bărbat care este destul de aventurier. Un bărbat sau un băiat care se joacă puțin cu răbdarea voastră. Clar, acest bărbat este și oarecum interesat de ceva anume ce aveți voi. Nu pot să spun neapărat de partea financiară, posibil. Clar există o atracție fizică, clar există o pasiune și o dorință, dar văd pe cineva care se potolește foarte, foarte greu, se așează foarte greu, se stabilizează foarte greu. Pur și simplu văd o persoană fără responsabilități, fără implicări, fără nimic, o persoană pusă pe distracție, o persoană pusă pe glume, o persoană pusă pe a vă lua la mișto tot timpul, ca și cum luați voi viața prea în serios, iar această persoană și că ați uitat să vă mai distrați, pur și simplu această persoană crede că dacă stă degeaba și se distrează, tot o să-i pice din cer. Voi sunteți persoane foarte cerebrale, sunteți persoane foarte responsabile, foarte serioase în munca voastră, în viața voastră. Iar această persoană pur și simplu vine în viața voastră sau a venit în viața voastră când v-ați cunoscut cu el sau cu ea să vă schimbe total gândirea. Dar gândirea voastră nu este greșită, gândirea greșită este la această persoană pentru că pur și simplu nu mișcă nimic, nu face nimic, așteaptă totul să-i pice din cer sau poate dacă vorbim de cineva care încă stă cu părinții, această persoană așteaptă să-i pice totul de la rude, din prieteni, din împrumuturi, din ajutoare și așa mai departe. Dacă nu să-l ajutați sau să o ajutați voi. Bun, clar această persoană să știți că este cumva și foarte direct sau directă, adică atunci când își dorește ceva vă spune pe direct, fără niciun fel de rușine, este și o persoană destul de decisivă sau... Pot să spun că și voi sunteți persoane foarte directe. Mai degrabă pot să spun că voi sunteți persoanele care sunteți, atunci când ați luat o decizie, păi rămâneți pe decizia pe care ați luat-o. Haideți să vedem, să facem o clarificare pentru cei care sunteți singuri la etalarea numărul 2 sau despărțiți. Perioada 22 decembrie, 4 ianuarie în dragoste. Da. Vedeți că această persoană se întoarce la voi. După ce v-a făcut să suferiți atât de mult, după ce această persoană a luat tot în glumă, voi v-ați dat sufletul plângând și suferind și nedormind și nemâncând și așa mai departe, această persoană se întoarce ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Se întoarce, face dezastru în viața voastră din nou și apoi pleacă. Luându-vă ceva. Pur și simplu această persoană vrea să vă ia ceva. Aveți grijă că vă consumă energia. Pe partea spirituală această persoană vă consumă energia. O secundă. Situația este în felul următor. O să vă dau un sfat.
Sfatul este, această persoană să știți că vine chiar în vizită, direct la voi. Ori vă cere să vă vedeți, vă caută, vă cere un ajutor financiar, ceva e legat de bani, oricum, de un bun. Vrea să vină în viața voastră să se răzbune pentru ceva ce nu ați făcut pentru această persoană în trecut. Se joacă, exact cum v-am spus, se joacă. Vă ia acel lucru când vine, asta doar dacă îi dați șansa, apoi cumva pleacă și mai revine peste un timp. Deci aveți foarte mare grijă pentru că această persoană trebuie să-i se închidă ușa în nas. Neapărat. Neapărat. Pentru că această persoană face lucrurile astea pentru că voi le permiteți. Dacă voi încetați să-i mai permiteți acestei persoane să facă lucrurile astea și haideți pentru voi să-și întreb ca să vedeți. Dacă nu-i veți mai permite acestei persoane să intre în viața voastră, cum se va simți și ce va face? Bun. Va fi rănit sau rănită. Pur și simplu nu va mai avea niciun ban. Va umbla din floare în floare. Va urâ faptul că v-a pierdut pentru că va găsi numai porți închise. Și va ști să vă aprecieze mult mai mult și o să revină la voi cu un mesaj de schimbare cu dorință de căsătorie. Bun, de obicei nu fac lămuriri atât de complexe în etalări generale, dar am vrut pentru voi pentru că simt că aveți o piatră pe suflet și aveați nevoie de această lămurire. Bun, deci clar, fiți tari. Dați-i o lecție. Dacă tot vreți această persoană în viața voastră, dați-i o lecție ca să schimbați această persoană. Nu-i răspundeți la mesaje, nu-l sunați, nu o sunați, nu-i dați drumul la ușă dacă vine în vizită. Faceți-vă ocupați. Chiar ba mai mult puteți să vă afișați și cu altcineva. Această persoană trebuie să învețe să vă respecte, să vă aprecieze. Gata cu joaca, gata cu acest joc murdar pe care această persoană l-a făcut cu voi pentru că v-a simțit punctul slab. Și ba mai mult de atât, trebuie să se ducă la muncă. Această persoană trebuie să-și găsească un loc de muncă, să înțeleagă ce înseamnă responsabilitatea și că nu vă poate avea până nu face acest lucru, pentru că de la voi nu mai primește niciun fel de ajutor. Haideți să trecem la cei care sunteți în cuplu sau căsătoriți. Pentru voi, probleme, probleme. Probleme din partea unei femei, în special pentru doamne. Probleme pentru că această femeie a intervenit în relația voastră, dar a intervenit într-un mod brutal. Cunoașteți această femeie, știți despre cine este vorba, este o femeie falsă, este o femeie care va fura partenerul. S-ar putea să fie chiar o amantă. Sau cineva cunoscut recent, a cunoscut această persoană ori pe un grup de socializare, ori este posibil să fi cunoscut la locul de muncă sau chiar pe stradă sau într-un loc public. Ceva îmi spune că poate fi o vecină în multe dintre situații sau poate fi chiar o fostă prietenă de-a voastră, sau o fostă de-a lui. Clar este că această persoană vă face foarte multe probleme în relație în momentul de față, iar în perioada ce urmează, se pare că veți avea foarte multe dificultăți. Este posibil să fie interesată de finanțele partenerului vostru. Haideți să lămurim pentru cei care sunteți într-un cuplu sau căsătoriți. Perioada 22 decembrie, 4 ianuarie, în dragoste. Această persoană v-a adus pagubă în casă. Pagubă financiară. Se folosește de resursele partenerului vostru. E foarte dificil. S-ar putea să fie o femeie mai tânără. Veți avea de luat o decizie în dragoste. Partenerul este gata să vă lase pentru această persoană. Dacă n-a făcut-o deja, este gata să vă lase. Și aveți grijă că vă lasă și fără bani, și cu inima frântă. Voi încă aveți speranță, sunteți la pământ, aveți speranță că lucrurile se vor îndrepta. Poate că mulți dintre voi aveți și copii împreună, sau poate chiar așteptați un copil în momentul de față și aveți un stres groaznic. Și mai văd că este posibil ca această femeie să facă un copil cu partenerul vostru. Dar să știți că va trebui să luați o decizie. Să știți că sunt și lucruri spirituale la mijloc, făcute de către această femeie.
Aveți foarte mare grijă, poate să fie cineva care nu cedează până nu vă distruge casa. În perioada ce urmează va fi foarte dificil pentru voi, pentru că voi puteți să vă ajutați pe voi, luând măsuri în privința asta. Ori luați o decizie. Ori luați o decizie dacă nu vă mai doriți acest om, dacă v-ați săturat. Dar este păcat pentru mulți dintre voi să pierdeți atâția ani de căsnicie și de iubire, pentru că există iubire, pentru o intrusă. Sau pentru domn, pentru un intrus. Bun. Aceasta a fost și etalarea numărul 2. Sper că v-a plăcut și că v-am fost de ajutor. Haideți să trecem la ultima etalare, etalarea numărul 3, piatra galbenă, i-am zis, o să o punem aici. Să amestecăm cărțile bine înainte. Bun, haideți să vedem pentru cei care sunteți singuri sau despărțiți. Pentru perioada 22 decembrie-4 ianuarie, ce vă așteaptă în dragoste? Bye bye! Pentru cei care sunteți într-un cuplu sau căsătoriți, ce vă așteaptă în perioada 22 decembrie-4 ianuarie în dragoste? Bun! Pentru cei care sunteți despărțiți, nu am vești bune pentru voi, din păcate. Dar nu am vești bune pentru momentul prezent, ca să spun așa, sau cel puțin începutul perioadei următoare, că apoi veți rezolva treaba. Suferiți la maxim. Aveți gânduri foarte urâte. Gânduri... chiar unii dintre voi, din păcate, aveți gândul că, vai, nu mai puteți să trăiți fără această persoană. N-ați pierdut nimic, credeți-mă, n-ați pierdut nimic. Pur și simplu, această persoană nu vă merită. Această persoană nici măcar nu este nici pe sfert ceea ce vă trebuie vouă. Sunteți persoane foarte frumoase, sunteți persoane descurcărețe, sunteți persoane independente, sunteți persoane pline de viață, sunteți frumoase, frumoși, aveți atâtea lucruri, iar această persoană nu are nimic. Văd pe cineva care a fost în viața voastră, v-a luat absolut tot ce aveați, energie, iubire, poate și lucruri materiale, s-a jucat cu răbdarea voastră, v-a epuizat mental și psihic în ultimul hal și a plecat și v-a lăsat cu toate aceste sentimente, ca și cum nu i-ar păsa. Și să știți că nu-i pasă. Acestei persoane nu-i pasă. O să facem și clarificarea, dar acestei persoane nu-i pasă. Bun. Clar este că veți ieși din această situație și vom vedea la clarificare cum. Veți ieși din această situație, dar va dura un pic până voi vă veți trezi. Să știți că ați putea să vă treziți și acum și să vă reveniți și acum. Dar cumva vă delăsați. Vă delăsați și nu vă spun cu răutate. Vă delăsați în starea asta care... E o stagnare, e o stagnare care nu vă ajută la nimic. Ar trebui să vă vedeți mai mult calitățile, să vă vedeți posibilitățile, lumea din jurul vostru, că nu a fost singura persoană de pe pământul ăsta să suferiți atâta. Bun, haideți să vedem o clarificare pentru cei care sunteți despărțiți. Sau singur la etalarea numărul 3. Și stați liniștiți că revine. Revine. Revine, dar vă este un mare dușman. Scăpați de această persoană că este un dușman pentru voi. Este o persoană falsă, este o persoană care vrea numai să vă facă rău conștient. Persoana asta vă urăște pentru ceva. Dar este o ură de nedescris. Știți de ce vă urăște? Cred că știu. Stați să o clarific, dar cred că văd deja prin clar viziunea mea. Vă urăște pentru că este gelos sau geloasă pe frumusețea voastră,
pe faptul că vă descurcați, pe faptul că vă puteți debarasa, chiar dacă suferiți atât de mult, nu-i arătați niciodată acestei persoane că suferiți. Și pentru că puteți să încheiați un capitol oricând în viața voastră, fără să vă arătați suferința celorlalți. Pe exterior arătați o persoană puternică, de neînvins, iar pe interior suferiți, dar această persoană nu vede lucrul ăsta. Iar această persoană vă urăște foarte mult pentru lucrul ăsta. Vă urăște foarte mult, vrea să vă vadă suferind, vrea să îi cădeți la picioare să vă vadă suferind. Bun, dacă vă caută în perioada asta, stați foarte liniștiți, vă caută, dar doar să vă facă cât mai mult rău. Și vedeți că o să încerce să vă facă geloși sau geloase cu altcineva, dar este un... este ceva fals. De fapt, relația aia nu există. De fapt, situația aceea nu există. Este ceva, dacă este aranjat, doar pentru ca să vedeți voi. Să nu ziceți că nu v-am anunțat. Bun, haideți să vedem pentru cei care sunteți într-o relație sau căsătoriți. Pentru voi, lucruri bune și pozitive. La etalarea numărul 3. Să știți că relația voastră se îndreaptă. Dacă ați avut probleme, schimbarea are loc acum. Clar va exista o schimbare. Multă stabilitate și putere în relația voastră. Partenerul sau partenera vă va susține din toate punctele de vedere. Dacă a existat o greșeală în trecut, uitați de ea. Nu mai există absolut nimic. E un nou început pentru voi în această relație. Un nou început plin de prospețime, de fericire, de aventură, de parcă o luați de la zero. Parcă o luați de la zero din nou și vă cunoașteți din nou de la zero. Vă reîndrăgostiți unul de celălalt. Văd lucruri foarte frumoase, a apărut și soarele. Nu pot să spun la voi decât că va avea loc multă, multă fericire. Veți avea sufletul plin de fericire. Ați suferit foarte mult și era momentul să aveți parte de lucrurile astea. Bun, și s-ar putea la unii dintre voi ajutorul să fi venit din partea unei femei șatene din cunoștințe, din familie, care v-a ajutat să ieșiți din situația grea. Hai să facem o clarificare pentru cei care sunteți căsătoriți sau încă într-o relație. La etalarea numărul 3. Se pare că au fost lucruri spirituale la voi care au fost dezlegate. Și se pare că aceste lucruri nu mai există și de aceea se îndreaptă și lucrurile la voi. S-a făcut dreptate. S-a făcut dreptate din partea divinităților, din partea cui v-a ajutat să dezlegați acest lucru, s-a făcut dreptate. Pentru că lucrurile se îndreaptă la voi. Iar cea care a intervenit în relația voastră sau cel care intervenise în relația voastră, că ține de domeniul trecutului, acum este în gelozie, este în ură, în invidie, pentru că vede succesul pe care l-aveți în Maria și că v-ați revenit. Exact cum am zis, o veți lua de la capăt, dacă mulți dintre voi n-ați ajuns să vă căsătoriți și cineva vă tot punea piedici, acum vă veți căsători. În perioada ce urmează, nu pot să spun că de sărbători acum vă veți căsători, dar cel puțin veți stabili data. Bun, aceasta a fost și etalarea numărul 3, sper că v-a plăcut și v-am fost de ajutor, aceasta a fost etalarea interactivă de astăzi. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like, să dați un share, să vă abonați. Eu vă mulțumesc și vă aștept la un nou video.